Asta se întâmpla în octombrie anul trecut. Da, și persoanele respective au tărgănat tot posibilul ca să tărgăneze, vreau să zic, expertizele până la maxim, până când am făcut eu zarvă în internet și am luat la rost. Când expertiza normală trebuie să dureze o lună, două, cel mult, eu tărgănat-o până la 9 luni de zile. Medico-legală. A victimelor, că era cu mașina plină cu oameni, nu? Corect, corect. Și? La moment, da, ascult. Păi și care a fost concluzia până la urmă? Concluzia a fost că, vreau că din două persoane sunt puțin, vreau cu leziuni ușoare. Două persoane au fost una gravă și una medie. Pe aceea gravă o scos, o am trimis și refuzul la dată care am depus-o în privința la concluzia medicului legist. Unde din grav l-a scos la mediu. Bun. Asta e, vreau zic, persoana cu șoldul frânt, fracturat acolo, numai metal, numai toate prostile. El pe lege nu poate fi mediu nici acum. Bun, dar dacă e mediu, ce, îl scutește de dosar penal? Vreau zic că dacă era să fie cum e normal, dacă era să fie nu mediu, dacă nu era să o scoată la mediu, dar era să fie grav, vreau zic că dosarul penal tot rămâne, pur și simplu era să fie alt punct. La moment noi avem două persoane, și schimbă punctul în dosarul penal din 1 în 2 sau din 2 în 1, care permite împăcarea părților. Și dacă împăcarea părților are loc, se încetează dosarul penal și automat se încetează tot. Dacă era să fie leziuni corporale grele, legea permite împăcarea părților. Bun, și care e situația? El încerca să întoarcă tractorul. Problema e că tractorul era și nematriculat și nesemnalat. Iată, pe dreapta se vede o mașină că staționează, dar tractorul n-are nicio luminiță roșie. Îl vezi abia în ultima clipă și în plus erau și condiții meteo nefavorabile. Și ningea și era ceață, nu? Condițiile meteo nu aș spune că au fost principale la moment. Principale au fost tractorul care era perpendicular drumului, fără ceva becuri, semnale. Da, era pe diagonală, cumva că el făcea manevră de întoarcere, dar n-avea nicio lumină ca să-l vezi de departe și l-ai văzut deja când era târziu, dar am frânat. Ce s-a întâmplat? Am frânat, dar am avut la dispoziție nu mai mult de o secundă jumătate. Uh-huh. Luând în considerație că a fost ABS și... Ce, ABS-ul nu permite frânare bruscă? Permite, dar însă, luând în considerație că am avut o secundă jumate, nu, asta nu a dus la frânare, cum s-ar spune. Oricum, oamenii deja ieșiți din spital, s-au recuperat, dar vor dreptate. Mai puțin, cel mai mult a afectat, l-am auzit într-o discuție audio, zicea că nu mai speră să obțină nici despăgubiri, nici dreptate și de aceea așa, au acceptat. Așa, primul a fost cumpărat de către anchetator, acolo se aude bine, da? Da. Unde anchetatorul e primul la putere și face tot posibilul ca să mușamalizeze cazul, vreau să duce rol de intermediar între inculpat și pătimaș, ca să închidă cazul. Bine, asta a fost concluzia dumitale, că nu prea au spus omul așa. Confirmat cumva indirect, doar că anchetatorul i-a sugerat să facă tranzacții de împăcare. Posibil ar să fie subiectiv, dar însă și eu să cot că asta tot obiectiv, fiindcă Oleg, n-ai asistat la convorbirea cu anchetatorul și mai departe, cum s-a spus, știind că o să scăpi tot din a să fie tot bine pentru ei. Păi și până acum, care e stadiul anchetei? Amu să se face anul, nu? Acum se face anul și
Dacă ei până acum au dorit foarte tare să-mi implice legea 45.2, codul legea, mânarea din atenție și mai departe, nu li s-a primit și acum o tărăgânează, vreau zic, cum să spun, ancheta, fac tot posibil, străcanul și termenul de prescripție se casează dosarul. Dar ce, aveau de gând să-l facă dumneata vinovat? Când am fost la anchetă, anchetatorul tot posibil îmi dădea întrebări tendențioase, care duceau la... Da. Nu sunt copil mic, n-am 10 ani și mă pricep cam și ce întrebări dă și pentru unde duce. Advocatul, în convorbirea mea, screenshot-ul de avocat, că mi-a spus că ceea ce scrie el pe divină în chat-ă, deja nu e obiectiv, ci subiectiv. Acolo trebuie să fie scris totul altceva. Tractorul făcea manevra cu ieșire pe bandă opusă, neasigurându-se că nu sunt alte autovehicule și mai departe, și mai departe, și mai departe, și mai departe. Însă n-a spus totul, a scris chat-ă. El, în primul rând, trebuia să aibă tot felul de lumini de semnalizare, nu doar să nu facă maniera. Udeamște-l pe gumbăle. Lumini obligatorii de semnalizare. Lumini obligatorii de semnalizare. Sunt, este articolul 122, 3, e încălcat, 121, B, 41, B, 40, 1, B, 39, 2, A, 34, 1, A, B, referitor. Asta toate punctele încălcate de tractorist. Da, el deocamdată nu e la libertate, nu are nici amendă, nici trimit în judecată, dosarul penal este. Vă mne можете сказать, кто водитель трактора? Ребята, кто водитель трактора, кто оставил его посередине дороги? А как не оставил, если в виде регистратора все записал? Он был посреди дороги вот так поперек. Куда я въебался, если я ехал по своей полосе? Куда я въебался, если я ехал по своей полосе? Он был посреди дороги. О чем вы говорите? Вот он виде регистратор, который все записал. Ребята, не надо пиздеть! Но зачем говоришь, что он его не оставлял, если он был посреди дороги, не был посреди полосе? Партия в этом месте. Держали. Да. Да чьи не сопутствуют? Полиция, прокуратура... Видите, регистратор как спереди, так и сзади пишет. Ну, полиция, прокуратура... Ни габаритов, ни хрена, ничего не было видно. У трактора посреди дороги. А он оттуда ехал? Он здесь посреди дороги вот так стоял, блядь. Стоял? Не знаю, стоял, ехал, хуй не знаю. Вот он. Габариты где? Нету. Трактор стоял вот так, я его не мог видеть, он серый, понимаете? Вот он так стоял. Константинова, Татьяна, А. Нет. Туманы, ни хрена не видно, когда увидел все пиздец. Она серая, блядь, и все. Для вас перекрестки нету?
adică la cuvânt de următoare ziua conspirii studioului ProTV la Chișinău, dar la știrile de la ora 5 se bagă chestiile. Sau iată, este colegul, colegul, vă pot trimite și screenshot-urile, că am trimis și la MAI, și la anticorupție, și la unde n-am trimis. Tot a luat apă în gură. Dar la anticorupție ce ai gândit la ce s-a făcut? Cu bani, cu tăcu pagodă, cu tăcu răză. Tot aceeași, am solicitat, ia măsuri. Анкеты, шамади партии, сатараганаты, субъективизм, ну не идет субъекты, шамади партии, анкета. Где там девушка, что с ней? Леокомдаты есть вашу, вашу суференция. Nu? Știu, bălit. Sau ți-o compensați cineva? Ai avut mașina asigurată? Probabil măcar atâta. Nu, mașina a fost asigurată. Chestia între cei care am asigurat-o eu, dar tractorul nu a fost asigurat și nici nu avem nici tehnosmotru, cum să spune. Revizie tehnică. Revizie tehnică, da. А третий где? Asta nimeni nu rețetă. Dacă e poate în locală, nu e urmă să spune. Nu s-a înflat. Da, așa. Dar ăștia care au luat bani, au luat oficial... Vadim, nu te răjuvai. Nu, nu, nu. Я туда ехал и все записано, блин, о чем говорит трактор, вот так вот стоял поперек, блядь. Ну, я беру регистратор, да. Ну, это месть. Я 10 лет за рулем, блядь, слава богу, блядь, а он стоит, понимаете, он серый, на улице темно, туман. А еду с Кишинева, блядь, туман. Конечно, туман. А вот эта вот фигня стоит поперек, как я могу видеть вовремя? Вот скажите мне, я не мог его видеть вовремя. Какая бы там реакция не была, я нажал по тормозам, но если учесть его, вот эта фигня, это до пизды все. Да, ты чай каю на авокад, чай каю. Ты платишь, пробай. Хорошо, я курю. Его инкаса 10 недель, что мы так будем. Что ты делаешь? Так на реангажаменте, прям контракт. La noi contractele sunt așa față, așa în mod că dacă avocatul nu-i curat la mână, el face contractul și face tot posibilul ca eu, care îl iau de avocat, îl se dau demisia, cum se spune, să spun la scos. Nu am nevoie de trei de apărarea de metale și atât. Atât. Însă, prin legea noastră cântită, eu nu i-o pe dată mereu să fie bani. Am auzit când ea lumea s-a la avocatelor și mereu să fie bani, ca parțial, justifica ce el i-a avut. U devușchi în băcu bălit. Ce s-a angajat în suma ce, se te apere, efectiv, până zile au de până obții dreptate, nu? Deci nu de avocatul, dacă e pomenit procurorul și încetătoare, sau invers, procuror așa încetătorul, deci nu de avocatul, să știe lumea măcar. Slavă, mi-a pomenit să zic tot. Cum îl cheamă? Ahmet Afroslav. Tot din Comră. Tot din Comră. L-ai luat să fie aproape. Nu știu, de timp din Căcău nimeni nu vor să apuci. Вы мне можете сказать, кто водитель трактора? Ребята, кто водитель трактора? Кто оставил его посередине дороги? А как не оставил, если в виде регистратора все записал? Он был посреди дороги вот так, поперек, блядь. Да ну моя жужжа, куда я въебался, если я ехал по своей полосе? Куда я въебался, если я ехал по своей полосе? Он был посреди дороги. О чем вы говорите? Вот он видеорегистратор, который все записал. Ребята, не надо пиздеть. Ну, зачем говорить, что он его не оставлял, если он был посреди дороги и ехал по своей полосе? Видеорегистратор как спереди, так и сзади пишет. Ни габаритов, ни хрена, ничего не было видно. У кого? У трактора посреди дороги. А ты оттуда едешь? С кого? Ну, с
Камрад. Шофер прямой, прямой responsable. А он откуда ехал? Он здесь посреди дороги вот так стоял. Стоял? Не знаю, стоял, ехал, хуй не знаю. Вот он. Я думал, Петростел. Нету. Трактор стоял вот так, я его не мог видеть, он серый, понимаете, вот он так стоял. Что, права купили? Ну, либо синий, либо хуй его знаю, либо не в адеквате, блядь. Дядь Коля, дядь Вась, что у вас? Нога сломанная. Все будет нормально. Терпи. Вот, а по-вашему нормально, вот если взять, тупо. Тупо, конечно. На этом месте кто разворачивается? Туман. Туман, ни хрена не видно, когда увидел, все пиздец. Все. Она серая, она серая, блядь, и все. Для вас перекрестки нет? Класса полит. Разворот. Am scris și Где там девушка, что с ней? Что с тобой? Что болит? Да, коррект. Ну интервенен. А третий где?